Credința într-un tânăr o găsești sădită prin părinți și prin bunici. Uite-te cine sunt părinții și bunicii și ai să vezi cine sunt tinerii. Deci degeaba îi judecăm noi. Vai, s-a schimbat lumea. Vai, tineretul ăsta. Nu, nu, ei nu sunt de vină. Ei sunt rodul unor ogoare neprășite la timp, unor ogoare nerărite la timp, unor ogoare nesecerate la timp, nedesfundate, nescurmate la timp și neîngreșate la timp. Deci degeaba încercăm noi. Munca, serviciu, grijile, problemele, datoriile materiale, problemele administrative, problemele casei, problemele familiei. Deci toate acestea au contribuit ca tânărul, văzându-l pe mama nervoasă să urle și el, văzându-l pe tata fumând să fumeze și el, auzind că tata umblă Lela, s-a dus și el Lela, auzit că mama nu se înțelege cu tata, s-a dus și fata Lela, și uite așa ai crescut un copil, în loc să-l crești într-un rai al familiei, l-ai crescut într-un iad al familiei. Și mă opresc la o judecată a lui Dumnezeu care nu-i trecută azi în Evanghelie. Cum vă explicați că din 1916, hai să o luăm chiar din 11, de când s-a început declanșarea, și până în 44, între cele două războaie mondiale, găseai în toate satele românești nume ca a Zoicăi, a Anastasiei, a Mariei, a Marghioalei, a Ilenei, a Vasâlcii. Și cine erau ăștia? Erau niște oameni care aveau în urma lor o vădană chinuită de comuniști, care a crescut cu norme la colectiv și cu munci agricole și cu pământul confiscat, cu boii, cu casa, cu averea, cu stogul, cu gospodăria. Și a crescut 7, 8, 9 copii și toți au ajuns mari, fără tată. Că de aia le spunea a Zoica, a Marghioale și a Marie și etică. Și unui director de bancă, și unui medic, și unui doctor, și unui judecător, și unui polițist, și unui procuror. Și astăzi, când nu-i război, dar schimbă-i democrație, copiii sunt pe numele părinților lor, așa cum îi cheamă pe ei, au mamă și tată, dar n-au mamă și tată. Mama-i prin străinătăți la muncă, tot ca să câștige 5 lei să țină casa, tata-i divorțat sau mai umblă cu 5-6 femei, nu s-o sută de copii, unul sau doi și aia proști și răi, sau alintați și stricați, care delapidează și strică tot ce strânge măsa și tatu în casă, și nu-i război, domnule. Acum e pace. Cum se explică că pe timp de suferință și jertfă s-au putut crește valori, iar pe timp de prosperitate, cultură, belșug, exces de tot ce vrei, că nu poți să spui că în ziua de azi nici n-a ieșit bine din măsa și el are bicicletă, nici nu l-a născut bine măsa și are blugi și papuci cu becuri și avioane și rachete și tot ce vrea el și zimbri și ați văzut tot felul de amfibieni de aia de pe vremea uriașilor. Dom'le, cum se explică că ăștia cresc aia? Vedeți judecata lui Dumnezeu? Vedeți pedeapsa care vine din cer cu săgeată bine țintită, din doi părinți despărțiți, doi copii rătăciți, din doi părinți haotici, necredincioși, certăreți, ambițioși și orgolioși, doi copii care fac de rușine societatea? Deci, nouă ni se pare o glumă. Eu vi le spun că le constat. Să nu le luați sub formă de judecată. Chiar îmi cer scuze dacă cineva s-ar simți lezat pe această problemă. Dar luăm imaginea de ansamblu a societății. O societate cu tot ce îi trebuie și cu nimic nu are. Deci, totul e varză, totul e fals, totul e monoton, totul e distrus. Oare ce caută într-o societate atât de modernă depresia? Ce caută într-o societate atât de tehnologică anxietatea? Ce caută într-o o societate atât de avansată schizofrenia? Fraților, e un imperiu în lumea medicamentelor, e un imperiu în lumea medicală, e un imperiu în cercetările nutriționiste, e un imperiu în tot ce înseamnă psihologie, sociologie. Vedeți că astea fără Dumnezeu sunt apă de ploaie? E ca și cum ai face cel mai grozav solar, e ca și cum ai face cele mai grozave plante și cele mai rafinate moduri de a le cultiva, dar n-ai lumina soarelui. Vedeți că fără lumina lui Dumnezeu totul e praf și pulbere? N-a spus Dumnezeu clar cea mai urâtă pedeapsă de judecată?
Cine n-adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Și acum când eu știu că mă declar ateu, păgân, necredincios, ce-o-i vrea eu să mă declar? Când știu concret că scrie în Scriptură că sunt împotriva lui Dumnezeu, ce i-a spus lui Pavel? Băi, nu mai lovi cu piciorul în țepușă, eu sunt Hristos, nu poți tu desfința creștinismul. Nu vă uitați la ce scrie în epistole, în epistole e sinteza ce l-o fi muștruluit Hristos pe Pavel când i s-a arătat în lumina taborii, că numai Dumnezeu știe că era de față. Nu s-a convertit Pavel așa că l-a luat pe el o lumină, un flash, cum ai apărea noaptea cu lanterna și îl orbești pe unul, nu? Acolo a fost o adevărată schimbare lăuntrică, dar a fost și un adevărat răbuș divin. Noi nu știm în ce a constat, dar fii sigur că l-a întrebat Hristos. Băi, băiatule, tu ții minte cine te-a creat? Știți unde a mai spus Hristos, unde a mai spus Dumnezeu treaba asta? Lui Iov. Unde erai tu când te-am pus ca laptele și ca brânza și ca pânza și te-am închegat în pântecele maicii tale? Ce știai tu despre mine? Vedeți cine-i Dumnezeu? Deci să nu o luăm pe arătură. Chiar dacă ni se pare nouă interesant, suntem zero marcat cu zero. Suntem nimic. Noi nu știm ce vrem, nici nu știm de unde mergem și de unde venim. Nu stau să mai mă lungesc. Aici spune așa, că eram și gol și nu m-ați îmbrăcat. Biserica e goală de credincioși, e o rușine. Credincioșii zgoi de credință, e o rușine. Credincioșii și credința sunt slabe, goale de faptele bune, e o rușine. Deci golătate găsim cât vrei. Și apoi chiar săraci. Și v-am spus, aici la săraci nu-i confundați cu boschetarii. Hristos n-apare în chip de fumător și de șobolan prin canale. Hristos apare în demnitatea cerșătorului amărât, distins, smerit și demn. Te rog să-mi dai în numele Dumnezeu o bucată de pâine. Asta e cerșetorul tipic pe care trebuie să-l cauți. Unii nici nu vin cu sacoșă, vor direct bani. Aici aș prind urechile și ăștia de la televizor cu mass media. Ați văzut că sunt foarte mult să bate arama și să pune pe cetea că vai, să construiesc biserici, vai că ar trebui școli, ar trebui spitale. Frate, ar trebui în primul rând case de nebuni. Asta trebuie în primul rând, nimeni nu-și dă seama. Noi cei mai mulți în țara asta nebuni avem. Avem nebuni de legat, criminal, hoți, bandiți, necredincioși, atei, borfași, golani, drogați. Asta ne trebuie. N-ai ce face cu spitalul. În spital stă omul bolnav de trup. Pentru asta este doctor. Ai endocrinolog, ai pneumoftiziolog, ai urolog, ai cu cardio, cu tot ce vrei. Nu asta ne lipsește. Și nu școală ne trebuie. N-ai ce face cu școlile. Sunt pline de oameni dobă de carte. Toți iau 10, toți au bacalaureate, toți au doctorate. Ne trebuie școli de școala vieții. Este o nouă facultate deprinsă la români din tată în fiu și din mamă în fică, ceea ce numim noi popular școala de acasă. Până acum se spunea educația celor 7 ani de acasă. Nu e 7 ani de acasă, pentru că copilul la 7 ani nu-l scoți în drum. E școala de acasă, e școala vieții. Mama învață pe fată cum să toarce, mama învață cum să face o mâncare, mama învață cum să spală, mama învață cum să calcă, mama învață să nu fie vagabondă, mama învață să-și respecte bărbatul, să nu-mi lăurea din om în om și din bărbat în bărbat. Mama! Deci asta e școala care ne lipsește. Aici e punctul pe ei. Ei, și ei confundă că dacă văd biserici de zid, că normal că nu poți să ai un sat fără o biserică, e o absurditate. De fapt, ăștia sunt dușmanii cruce și trebuie să ne rugăm pentru dânșii. Nu vorbesc ei, diavolul din gura lor, în sensul că ei nu realizează că lumea sălbatică fiind, dacă nu ar avea nici pe Dumnezeu, s-ar omori între ei. Dar conștiința care o mai trezește din când în când harul Duhului Sfânt în om, îl mai face pe celălalt să nu-i dea în capul celălalt. Deși ați văzut că sunt și din astea. L-a ucis în scara blocului și i-a luat geanta, fatal cu banii. L-a prins în stradă, i-a luat banii, i-a dat foc la mașină și l-a omorât în mașină. Sunt și din astea. Nouă ne lipsește la ora actuală ce? Simțământul ortodox activ. Noi avem simțământ ortodox intelectual. Du-te la orice ortodox în noaptea de Paști. Ai să-l găsești la biserică luând lumina aceea de la altar. Când spune preotul, veniți de luați lumină, el ia lumina aia.
Dar el nu știe ce-i cu dânsa. El o duce băiatul acasă frumos cu soția, foarte grijă de candeluța aia, o pun pe masă sau în casă să ardă o zi, două, cât ține ea, dar ei s-au dedat deja la băutură, la desfrâu, la plăceri, la mâncare, la fripturi. Și în biserică mai rămân 10 oameni care stau și ascultă, niște babe de alea pline de artroză și de reumatism, care stau și ascultă liturghia învierii. Ei, alea sfecioarele, cele înțelepte cu unde lemn în candelă. Pentru alea a venit Hristos. Pentru ei la alți, spune Iov, cartea. Și venind satana și găsind pe copiii lui Iov benchetuind, i-a omorât și a dărâmat casa peste dânsii. Ei, aici nu înțelegem noi. Noi din sfera asta trebuie să-i putem trage pe toți. Că nu numărul de biserici sau de preoți ne mântuiește. Poți să avem preoți pe metru pătrat. Dacă s-ar face ca la doctorii de familie, să-i dea la fiecare preot câte 10 creștini să-i mântuiască. Tot nu-i poate mântui. Știți din ce cauză? Pentru că credința vine din interior, nu vine din... Ea vine prin auz și prin comuniune și prin vorbit și prin sfătuit. Dar ea vine din trăire. Dacă tu, mama ta când erai mititel, ți-a făcut cruce peste leagă. Dacă tu când erai mititel, mama ta ți-a însemnat cu semnul crucii sticla cu lapte cald. Dacă mama ta ți-a însemnat pelinca când te-a culcat, perna când te-a pus cu capul, să știi că tu crești bun. N-ai cum să te strici. Dar în momentul când tu te-ai trezit de mititel, cum sunt acum copilașii ăștia supra-dotați și supra-isteți și știu de toate de mititei și părinții sunt așa de bucuroși că i-a învățat limba engleză, că i-a dat la germană, că au învățat IT-ul și cunosc tot Vodafone-ul și toate telefoanele și toate tastele. Da, sunt buni, n-are nimeni nimic împotrivă. Dar învață-l întâi de a deschide telefonul, să deschidă gura la împărtășit. Înainte de a deschide televizorul, să deschidă cartea de rugăciune. Și ai să spui, da, dar e mic și nu știe carte. Băi, dacă o învăța să pornească calculatorul, sigur trebuie să știe și Tatăl nostru. Dacă o învăța să umble pe telefon la 4 ani și să se joace cu el, să-l înnebunească ore, ați văzut, studii de specialitate, vă țin că plouă afară și nu aveți treabă, nu-i de prășit. Ați văzut studiile de specialitate care au arătat că foarte multe persoane au lumea lor, s-au interiorizat și au intrat în lumea virtuală. Nu au intrat în lumea virtuală, toate. Căpchiază omul de, fără Dumnezeu. Omul se strâmbă la minte. Deci mintea asta care nouă unidată să gândim cu ea, o pierdem dacă o băgăm în toate porcăriile. Deci trebuie să avem grijă ca un copilaș să nu se pună la masă fără împărate ceresc sau fără Tatăl nostru și să nu se culce fără împărate ceresc sau fără Tatăl nostru sau să nu treacă duminică să nu fie împărtășit, nu ca să-l fanatizezi, nu ca să-l speli pe creier, nu ca să-l îndobitocești, ci ca să crească cu Duhul Sfânt în el. Și chiar dacă va mai greși, că o să crească mare, o să dezvolte el simțul bărbătesc, simțul femeiesc, pofta, plăcerea, dar și aduce el la minte și zice, parcă tata mă ducea la biserică, parcă mama m-a învățat așa. Și este imposibil un copac altoit să nu facă și o poamă bună. Deci asta e esența Evangheliei din seara aceasta. Asta e unde lemnul din candelă. Restul sunt povești nemuritoare. Toată dreptatea noastră și scuzele care le vom duce la casa lui Dumnezeu când vom fi chemați la judecata de obște, sunt ca o cârpă lepădată. Ce va fi vouă da, da, ce va fi vouă nu, nu, și aici nu se referă la ce vrem noi. Adică ce este voie și trebuie făcut, trebuie să facem îi da, ce nu trebuie făcut este nu. Ce nu, îi de la